Partenerii din coaliția de guvernare încă se zbat pe tema facturilor la energie. Deocamdată premierul Nicolae Ciucă pare dispus să prelungească cu încă o lună ordonanța pentru plafonare și compensare, deși inițial a refuzat această variantă. Însă, astfel, s-ar câștiga timp pentru discuțiile cu Comisia Europeană pentru eventuală reglementare a prețurilor care să fie aplicabilă de la data de 1 mai. Colega mea, Gabriela Mihai, se află în Palatul Parlamentului și ne aduce ultimele detalii. Gabi, bună dimineața! Te ascultăm! Am găsit în primul rând în cazul măsurilor pe energie. Putem spune că s-a decis ca ordonanța de urgență, care este astăzi în vigoare cu compensarea facturilor și plafonarea acestora, să rămână în continuare pentru încă o lună, astfel că nu va mai ieși din vigoare pe data de 31 martie, ci va mai fi prelungită această ordonanță de urgență cu încă 30 de zile. În tot acest timp de 30 de zile, autoritățile din capitală vor merge la Bruxelles pentru a putea discuta cu oficialii europeni, astfel încât ulterior să vină cu o reglementare a tarifelor pe piață. Nu este exclus că această reglementare să se facă în primă fază pentru 6 luni. Pe de altă parte, vedem că au ieșit din discuție acele vouchere despre care se vorbea, vouchere care ar fi putut fi acordate celor care sunt consumatori vulnerabili. Ar fi intrat în această categorie aproximativ 4 milioane de gospodării. Însă vor fi alte măsuri care vor fi luate pe termen lung și nu este exclus ca în cursul acestei zile premierul Nicolae Ciucă să anunțe și care sunt măsurile în privința cărora au căzut de acord în ședința coaliției de guvernare, partenerii de coaliție, dar și cei din executiv. Pe de altă parte, o altă discuție importantă ieri în ședința coaliției de guvernare a fost cea referitoare la acciza pentru carburanți. Am văzut că liderul social-democrat Marcel Ciolacu a propus ca această acciză să fie redusă cu 50%. Asta după ce s-a făcut o analiză amplă la Ministerul Finanțelor și acolo s-a observat și care este impactul bugetar. Ei bine, este calculat undeva la aproximativ 4 miliarde de lei, iar acest lucru ar însemna, dacă accizele sunt reduse cu 50%, că la pompă s-ar vedea imediat o scădere a prețului la carburant cu cel puțin un leu, spun oficialii. Pe de altă parte, am văzut ce a spus liderul Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, cel care nu ar fi de acord cu această reducere a accizelor și declarația sa a fost una foarte clară și fermă. Dacă s-ar reduce acciza, dar nu s-ar vedea o scădere a prețului la pompă, atunci cel care a propus ar trebui să își dea demisia, fiind aici vorba, desigur, despre ministrul finanțelor Adrian Căciu.